Succes și baftă! Pentru că i-am studiat bine pe șefi, o să vă demonstrez câteva mișcări pe care ei le demonstrează în fața concurenților. Hai, Doamne, dacă nu vă place nici de data asta, gata, îmi dau demisia. Băi, știu ce avem desert, Nino, uite-te înainte, desert. Azi e ziua desertului, ziua lui Florin. Mama mia, uite ea, ia uite ea. La patru farfurii, trei deserturi. Dar nu e desert, acum e cu pește. Nu, e tată. Ba da. Când peștele e în cui, te frige la sol jos, te frige la sol jos, te frige la sol jos. Și când peștele e în cui, te frige la sol jos, te frige la sol jos. Și e pește. E desert. Ha? Pește. Desert. Azi e cu desertul, mă. Da, mă, azi e ziua de desert. De unde presimți tu? Da, mă, dar n-aș vrea să fie desert. Ba da, ba, ia, ulu, să e desert, te, ia să te îndulcești ca lumea, Florin. E desert, Florin. Că e ușoară, rău de tot, e desert, gata. Da, desert, desert. Fii atent. Da, ai văzut, mă, ce nume, azi e ziua cu desert. Eram sigur, domnul. Wow. Ce este mâncă? Se coa un, opa, are și grapefruit, are și citrice, fii atent. Salata de fructe. Foarte bun, mâncați că este foarte bun. Salata de fructe cu iaurt. Asta cred că a vrut să fie frișca. Nu, e iaurt. Iaurt? Așa pare, da, că e acru. Ai, băi, dacă nu vă place nici asta... Știu cine e. Băi, și adevărul că e complicat. Cine să vină? S-a chinuit de tot. E un bărbat, om de afaceri, trăiește în avion, non-stop. Da, numai în avion trăiesc. Și nu are timp să mănânce acasă niciodată. Că e pilot. Businessman. Mhm. Și de fiecare dată când e foame și vrea, nu are ce să mănânce, efectiv, nu are timp să se oprească să mănânce, se oprește la supermarket și ia un iaurt cu fructe. Nu mai vin, gata de acum, ce să mă... Eu zic că e tot așa un copil, că... Nu e copil. Ba da. Mănâncă căpușuna măcar, atâta măcar, căpușuna mănâncă. Hai să votăm. Hai să vedem. Mama mia, sperăm, vai de mine. Bă, dar cât am muncit, bă, frate, bă. Bă, tu îți dai seama cât am muncit să fac asta? Băi, Cătăline, nu dai cuțit, mă, pentru așa muncă, băi, Cătăline. Am muncit mult. Wow. Bună seara, șefilor. Alo, băi, frate, băi, incredibil, bă, dar când ai mai venit, bă, frate, bă? Din aprilie. Băi, ne. Sezonul anterior. De la 1 aprilie. Nu v-a plăcut desert. Și acolo, ba da, mă, salată de fructe? Asta se văd aici. Nu-i salată de fructe? Ba da. Păi, vezi ce naibii, mă, nene. Mă, dar te-ai chinuit tare de tot. M-am chinuit și m-am străduit foarte mult. Bă, tu știi cât i-a luat? Asta contează. Băi, Mihai, hai că ajungem noi și la mâncare. Da. Am auzit eu că ai învățat să ne imiți. Da. Am prins câteva momente. Ia să vedem. Salata asta parcă e prea, cum să spun, are un gust... Cine imiți acum? Asta cine e? Dumitrescu. Te ajută. Parcă e acruț așa, parcă e ceva, iaurt, făcut de iaurt, dar nu este iaurt, este smântână. E iaurt. Este acru din cauza ananasului. Ananasul e acru? Nu, e un pic. Ananasul e, de la acruț, e acruț. Și știți ce? Am pus un pic de lămâie să nu se arteleze fructele. Artereze pentru ca să nu se... Păi să nu se artereze fructele, că Doamne ferește, face rău la alteră. Păi, eu știu. Face ananasul artrită. Da. Bun. Nu chiar... Nu e că este un copil. Cred că este un copil. Cred că... S-a străduit și el, dimpotrivă. Cred că... Fii atent, dacă o zici pe asta, ești cel mai tare. Căpșuna-i căpșuna, ananasul-i ananas, ia zi. Căpșuna-i căpșuna, ananasul-i ananas, frișca-i frișca și ce să mai? Merge mai departe. Ai văzut, corect, că pe asta a ieșit. Corect, asta merge a ieșit. Mai departe. Și domnul Scălățescu? Domnul din stânga noastră, că am uitat cum îl cheamă. Am muncit, mie cam îmi place așa și nu știu ce să mai zic, dar... Așa fac eu. Auzi, da? Nu, așa ești mai calm. Ești mai calm. Zine, ce ai mai făcut din aprilie încoace? Eu ce am mai făcut? Eu mă ocup acum de excursii prin țară. Adică? Fiind un an special, centenar, sărbătorește România, Marea Unirei. Cine s-a unit cu cine? Cu Transilvania, cu România, unde la Alba Iulia a fost cea mai mare unire, unde tot poporul român s-a unit la 1 decembrie. Dar știi Hora Unirii?
Hai să dăm mână cu mână, ce cu inima română, să învârtim ora frăție pe pământul României. Unde loc să nu mai fie decât joc și ormenie. Și la oră să nu fie decât pace, omenie. Unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește? Unde-s patru puterea crește și viața tot o întinerește? Bravo, măi! Știe, mă, știe, mă! Bravo! Știe, mă! Uite, acum îmi imaginez o chestie. Dacă ar găti cum cântă... Mamă, ar fi... Eu îmi imaginez o chestie. Dacă ne-ați dat șansa mai departe... Auzi, la imnul României îl știi? Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte... Cântă omul imnul, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani... Băi, mâna la piept, n-am zis! Acum ori niciodată să dăm dovezi la lupte că n-as pe mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Bravo, băi! Scărlățeanul nu-i român, el de-aia nu ține mâna. El e născut în Kenya. Zimbabwe, nu știu de unde exact. Poftim? Imnul Keniei, îl știi? Nu îl știu. Ăsta îl știe Scărlățeanul. Știți ce? Îmi place foarte mult de Dan Negru, cum prezint în Nextar. Ia, cum îl prezint? Presupunem că voi sunteți jurații. Așa. Cine e? Pepe. Pepe, da. Păi Pepe are părul mai lung, așa, ca Dumitrescu. Pepe. Așa. Bine. Lidia. Ok. Duble. Și Dorian. Dorian Popa. Aseamănă o leacă cu... Da, la freză, au același frizer. Și tu ia ești Dan Negru. Cum prezintă Dan Negru, zi-mi. În această seară va câștiga Nextar-ul și va merge în marea finală, unde premiul este de 20.000 de euro. Este... Bogdan! Bogdan! Bogdan, cine merge! E Bogdan, frate? Un copil, doar. Ah, un okay. Copil, mă, n-ai înțeles. Păi dacă e copil, de ce nu-i Bogdanel? Bogdanel! Așa, Bogdanel! Merge în marea finală, Bogdan merge în marea finală. Ce seară minunată a fost Bogdanel, la Nextar! Ne vedem sâmbăta viitoare la ora 20, stați pe Antena 1, gata, marea știu. Finală! Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor! Cine cântă asta? Lidia Buble. Lidia Buble. Da, da, da. Domnul Ponte. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor! Numai iubirea, doar iubirea, îmi dă speranță să trăiesc! Numai iubind și din iubire, poți adora să dăruiesc! Și tu faci așa! Numai iubire, hâț, doar iubire. Hâț, da, hâț, Johnule. Hâț, Johnule. Da, da, hâț, Johnule, zâmbești cu zinții. Johnule, hâț. Hai să cântăm melodia aceea. Care? Cobor din deal în vale. Hai toți! Cobor din deal în vale. Cobor din deal în vale. Mă-ntâlni cu mândra-n cale. Mă-ntâlni cu mândra-n cale. Hai, țurai și țurai. Hai, țurai și țurai. Hai, țurai și țurai. Hai, țurai și țurai. Trei cuțite dai. Ai să mai. Țurai! Băiatul meu, cred că ai greșit emisiunea, băiatul meu. Na. Băiatul meu, ai, ești plin de talent, băi. Da. Bun. Știți și rugămintea? Spuneți-o, eu, domnul Mihai. Eu am urmărit toate sezoanele la televizor. Tare mult mi-am dorit. Așa. Când văd Bookend, cum se întâmplă în sala aceea? Îmi place enorm de mult. Ce zici că vezi? În Bookend. Când merg concurenții mai departe. Ba, să-și chem mai bun e da? Ok. Da, Bookend. E bun, Kent. Ei, etapa următoare. După așa. Bun, Kent, da. M-ar interesa să văd și eu cum este acolo în realitate. Bine. Adică să... Fii atent cum facem. Să văd și eu, domnule, cum e sala aceea mare și cum Mihai. Sunt acolo și eu.